Ghiz de la Blana. Da, m-am uitat la meci pe Delta Văcărești acolo, că așa am văzut că arată terenul ăla. Care dintre? A, la... Păi abia l-a schimbat acum două săptămâni. Păi când a jucat a noua oară. Steluța. A noua oară în 6 ani. Da, da, gazonul e românesc acum. Da. Da. Dar nu a avut timp să se îngemâneze, cum a spus domnul de acolo. Da. Eu m-am plictisit, am adormit la meci. Păi și am adormit la 0-0, ci că au dat un gol pe final. Da. Și după aia ne-a și adresat ceva domnul Maxim, ne-a vorbit cu noi. Avea și... Avea un băiat în tribun, am înțeles, care l-a înjurat tot meciul. Tot meciul? Da. Am înțeles. După aia a venit Chiriche și a zis așa, băi, ia capitanul, le spune tu cum... Bă, nu mai avem niciun viitor la echipa națională. Optimist. A, noroc. Aici, cum, acum, că uite, poate șansele calificate. Nu mai avem niciun viitor. A, și i-am văzut pe băieți că plecau spre Muntenegru. Am fost ieri în aeroport să o las pe Ianca la avion și m-am întâlnit cu Jean Vlădoiu și cu Belo. Erau primii veniți din delegație, iar ne-au confundat. Cu cine? Da. Mi-a zis Vlădoiu, zice, ce ai făcut, bă, băiatul, ce mă cu piciorul? Sper că nu la fotbal, că tu le mai ieși așa la fotbal. Păi pe asta, că n-am mai jucat fotbal de 98. Da, și acum, iar acum mai jucat fotbal. Ce fotbal, mă? Da, și acum te mai bagi, dar bă, nu te mai băga, bă, că ce, și eu am avut așa la 12 ani, zice, 5 șuruburi și o plăcuță. Da, jucăm cu Muntenegru, nu? Da. Da, e un stadion foarte frumos, bine pus la punct. Se organizează nunți în sala de mese pentru sportivi. Aha. Mai sunt buticuri pe lângă, am văzut. E foarte frumos e stadionul. La Srebrenica, nu? Parcă? Că e o prietenie, locul 4 nu ți-l mai ia nimeni. Înțelegi? Adică de ce să? Mai Doamne ferește, mai îți rupi picioarele. Noi, practic, nu mai avem nicio șansă, nu? Ba da, mai avem una cu mare porcul pe 23 decembrie. Pe 22 seara. Deci ce șansă, mă, să mai avem dacă a bătut de două ori pe Armenia? Da, da, uite, vorba aia, ai văzut și Luxemburgul cu Franța aseară. Că toată lumea a zis Franța-Luxemburg 0-0, 30 de șuturi la poartă au avut francezii, o dată la 3 minute. O dată la 3 minute trăgea la poartă. Da, ne-am uitat cu Alinu și acum, era cotă 21 că bate Luxemburg și că pauză final este rezultat de egalitate, cotă 46. Adică, oameni buni, puneai 2 milioane și luai 100. Mamă. Dar nu-ți dădea voie la casa de pariuri. Adică venea un medic și îți lua sânge să vadă că ești nebun. Asta e ideea. Bună ziua, am venit și eu să pariez că la pauză e 0 și la final 0. Hai din afară, nu te prime. De seara România, 40. Muntenegru. România, Muntenegru. Păresc că nu o să ne uităm decât așa din inerție. Eu... Era pe un post de televiziune în jura Maxim, așa, după ce dăduse gol. Da. Și pe postul celălalt de televiziune îi strângea mâna Sergio Ramos și cu Gigi Buffon la Spania cu Italia. 314 selecția a avut strângerea de mână. Că unul are 140 și el altul are 170. Deci la ce te uitai? Da.